Ca prima dată m-am iețat. Dar după asta e bine. Și cu foc prin Ilie a izbăvit Israelul din rădăcirea lui Baal. Tu însuși acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Tu însuși acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Pe lumea iluminoasă veție, pe făcându-se om pentru păcatul nou. Dacă tragem din arme la botezul Domnului, alungăm spiritele cele rele, duhurile cele rele. Așa se vorbește de când țin minte. E ca așa, de rând, cel mai scump. Foarte reci. Da, când ieși, e mai bine. Ca prima dată m-am iețat. Dar după asta e bine. Când a ieșit, foarte bine. O ușurare în suflet, o liniște. Cât e ca, e rece, e rece. Dar asta nu vă împiedică să intrați? Sau după asta poate e răcină sau că, nu răcină. Dacă știm că Dumnezeu ne păzește și ne întărește, nu, nu avem nicio frică. Nu e frică, dar e frig. Dar trebuie să reziști, să reziști. Da, da, nu e normal, nu e normal, spa soldat. Nu mai de moarte, că de mine a trecut. Dar n-a când intrați, cum simțiți? Prima senzație. Chișcă. Chișcă chelea, amurțește. Și după aceea nu se înșnecă. Prima senzație este, cred că ca pentru fiecare om, este frica, pentru că apa este rece, dar după ce te-ai afundat și ai ieșit din apă, simți bucuria sufletului care, într-adevăr, încălzește și corpul care este puțin rece, dar cu atât mai mult sufletul nostru care se bucură pentru această mare sărbătoare. Oh,
Thank you.